Noul val de caniculă, anunțat pentru perioada următoare, va afecta și mersul trenurilor din țara noastră. Din acest motiv, vor fi impuse mai multe restricții de călătorie, care vor produce întârzieri pe unele rute, viteza de rulare urmând a fi diminuată de managerul infrastructurii feroviare. Ca măsuri de protecție împotriva căldurii excesive, CFR recomandă pasagerilor să se hidrateze permanent și să aibă cel puțin o sticlă cu apă în bagaj, să aibă medicația necesară afecțiunilor pe care le au, în caz de nevoie să alerteze imediat personalul de tren dacă se simt rău în timpul călătoriei sau dacă observă o persoană care are nevoie de ajutor, astfel încât călătoria cu trenul în condiții de temperaturi ridicate și chiar caniculă să decurgă fără incidente.